Bătaie pe locurile vacante din Comisia de Sănătate a Parlamentului. În timp ce PNL are două locuri libere pe care nu vrea să le cedeze, USR încearcă să le vâneze. Prezent în platoul NCN, deputatul USR Emanuel Ungureanu a povestit despre situația în care se află una dintre cele mai importante comisii parlamentare. Sunt acolo și ingineri. Nu neapărat criteriul apropierii de sistemul medical este cel care contează când ajungi într-o asemenea comisie. Gândiți-vă că PNL-ul, spre exemplu, n-a acoperit câteva poziții. Sunt, cred că, două locuri la PNL care sunt neocupate. Emanuel Ungureanu a declarat că principalul vinovat pentru locurile vacante ar fi deputatul clujan Florin Stamatian, care îi îndepărtează pe toți cei care îndrăznesc să nu fie de acord cu el. Noi am încercat să le luăm și nu s-a putut. Am încercat să le folosim. Mai mult decât atât, unul dintre tinerii liberali, Pavel Popescu din Timișoara, un tânăr care a îndrăznit să nu fie de acord cu pozițiile domnului Stamatian, acestui medic care este membru în Comisia de Sănătate, care mi este coleg, l-a îndepărtat pe Pavel Popescu, adică acel loc pe care l-au avut din cele care oricum au rămas vacante, l-au și îndepărtat pe unul care era mai rebel. De cealaltă parte, Florin Stamatian susține că nu este vorba despre două locuri vacante, ci despre un singur membru care s-a retras pentru că nu avea cunoștințe medicale. Cu toate acestea, din punctul lui de vedere, totul este în regulă. Iar când nu e, sună un coleg. Inițial am fost patru și am rămas trei pentru că un membru a considerat că nu are suficiente cunoștințe pentru a dezbate elemente din Comisia de Sănătate. Nu și-a manifestat nimeni dorința de a face parte din această comisie, pentru că sunt probleme specifice care se discută acolo și este greu să le știi pe toate. Și pentru un simplu vot nu cred că merită să vină cineva care habar nu are ce discută ceilalți trei. Nu modifică cu nimic lipsa unui om în situația în care chiar există probleme de vot esențiale, se roagă un coleg să vină, dar omul care votează, votează după părerea celorlalți colegi, nu îndeplină cunoștință de cauză. A declarat Florin Stamatian, membru PNL în Comisia de Sănătate a Parlamentului. Medicul a mai susținut că preocuparea lui Emanuel Ungureanu față de acest subiect este doar o răutate gratuită.